Situația de pe piața cerealelor se schimbă de la o zi la alta pe fondul conflictului armat din Ucraina. Ca orice criză, ea poate să creeze și oportunități, iar în cazul României, acestea se manifestă prin prețul bun al grâului și al altor culturi. În exclusivitate pentru AgroTV, Cezar Gheorghe, expert analist în comerțul cu cereale în cadrul Clubului Fermierilor din România, atenționează fermierii care mai iau marfă pe stoc să urmărească în fiecare moment mișcările de pe piață, pentru a profita de prețurile bune din această perioadă. Dacă vorbim de un fermier care are grâu pe stoc, sfatul meu, și este vorba de un sfat pur comercial în acest moment, este să verifice în fiecare moment, în fiecare zi piața, să nu acționeze pe baza instinctului de nevoie de lichiditate și să-și culeagă potențialul. Pentru că o informație bună face la momentul ei cât, nu știu, poate 20-30 de euro pe tonă în plus. Ceea ce vă pot spune în momentul ăsta este că, dacă tragem o paralelă în timpul 2008, a mai fost așa ceva, un preț de 520 de dolari. Referiți la preț? Da, la preț. Nu la conjunctura la preț. Din Ucraina. Și revenind în timpurile noastre astăzi, ceea ce vă pot spune ca tendințe și ca idei de preț, zilele trecute a avut loc o licitație eșuată a Egiptului în achiziția de grâu și au fost trei oferte, 400 de dolari pe tonă pentru grâu francezesc în paritatea FOB, adică încărcat într-un port francezesc, și 432 pentru grâu american încărcat în US Gulf. Cu alte cuvinte, de ce? Din cauza cumpărătorului sau vânzătorului? Nivelul e enorm de mare de preț. Gândiți-vă că acest deci grâu a refuzat cumpărătorul, da, ajungea la 440 grâu francezesc livrat în Egipt, iar cel american ajungea la 517 dolari. Ca să avem un reper, în vremuri normale, cât e tona de grâu? Cât se vinde? Păi, haideți să luăm ultima licitație, care România și-a judecat trei loturi a câte 60.000 de tone, și prețul a fost 318 dolari în paritatea FOB Constanța. Deci de la 318 se ducea undeva în 400, înțeleg de scurt, așa, nu? Cotația de transport până în Egipt, pentru că Egiptul, iar e o particularitate aici, pune la dispoziție transportul prin Compania Națională Navală, exact așa se numește, NNC, National Naval Company, la un cost de 25 de dolari pe tonă. Grâul la ei e subvenționat, tot ce se achiziționează prin această autoritate de achiziție GASC, așa că ei fac toate eforturile ca să-și asigure un nivel cât mai scăzut de preț. Deci 318 cu 25 și acolo ajungem, cât ajungea grâul. Însă, marele semn de întrebare este chiar dacă mâine, și o spun cu toată răspunderea, se termină conflictul, cât va dura ca porturile ucrainene să-și reia activitatea operațională? Să fie refăcute, mi-este teamă că vom trece peste recolta de grâu.